Bună ziua tuturor! Astăzi vom discuta despre producerea și percepția sunetelor. Sunetele sunt oscilații mecanice elastice percepute de organul auditiv datorită variației presiunii aerului. Din punct de vedere fiziologic, sunetul reprezintă senzația produsă asupra organului auditiv de către sursele sonore. Așa cum ați putut observa, sursele sonore sunt diverse, pot fi coardele vocale, adică sistemul fizic prin care omul poate produce sunete, diferite instrumente muzicale sau difuzoarele aparatelor radio, TV sau telefon mobil. Sunetele se produc în urma vibrației unei surse sonore, adică în urma mișcării de o parte și de alta a unui corp față de poziția de echilibru. În acest exemplu, vom observa cum vibrează și emit sunete corzile unei chitare și membranele tobelor. Vibrația este o mișcare periodică, adică se repetă la intervale egale de timp. Numărul de vibrații complete efectuate în unitatea de timp poartă numele de frecvență. În sistemul internațional, frecvența se măsoară în herți. Intervalul de timp în care se efectuează o singură vibrație poartă numele de perioadă, care în sistemul internațional se măsoară în secunde. Ținând cont de faptul că frecvența unei vibrații este egală cu inversul perioadei, putem afirma că un herț este frecvența unei vibrații a cărei perioade este o secundă. Urechea umană poate percepe sunetele a căror frecvență se găsește în intervalul 20 de Hz și 20.000 de Hz. Vibrațiile cu frecvența cuprinsă între 0,001 Hz și 20 Hz se numesc infrasunete, nu pot fi auzite de urechea umană, dar pot fi percepute de unele mamifere, cum ar fi balenele sau elefanții. Nici vibrațiile cu frecvențe mai mari de 20.000 de Hz numite ultrasunete, nu pot fi auzite de urechea umană, dar pot fi percepute de unele mamifere, cum ar fi câini, pisici, delfini sau lilieci. Zgomotul este un amestec de sunete cu caracteristici diferite, supărător, neplăcut auzului. Zgomotul poate fi produs de trafic, cum ar fi autovehicule, trenuri sau avioane, dar și de utilajele folosite în diferite activități industriale. Expunerea persoanelor la un nivel de zgomot ridicat, într-un timp îndelungat, este nocivă, poate duce la apariția unor boli. Realizați un mic eseu în care să precizați principalele surse de zgomot, dar și modul în care putem să reducem impactul acestora asupra noastră.